Giurgiuvenii nu vor plăti taxe mai mici la gunoi. Consilierii locali din partea USL s-au abținut când au trebuit să voteze aprobarea taxei de habitat aflată pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local. Aceștia și-au motivat abținerea prin faptul că reducerea taxelor la gunoi ar scădea veniturile la buget. Am exprimat această poziție și în ședința de Consiliu anterioară, întrucât din punctul nostru de vedere, dacă a muta toată încărcătura încasării, colectării taxei către primărie, ar rezulta un deficit de 1 miliard pe care Consiliul Local ar trebui să-l suporte. Am solicitat de fiecare dată în comisii ca, virgulă, primăria prin executiv să vină cu propuneri concrete prin care acești bani să-i recuperăm. M-am abținut din motive obiective, fiindcă trebuie făcută o analiză foarte, foarte bine întocmită. Și în urma analizei e și dezbaterilor pe care le-am avea în cadrul comisiilor de specialitate, am convingerea că giurgiuvenii se va bucura de scuterea acestei taxe și chiar și mai mult decât propune primăria în momentul de față. Ceea ce faceți dumneavoastră acum, că tergiversăm, că nu votăm, că ne abținem, eu nu cred că aveți ceva plauzibil ca să, până la urmă, să spuneți. A fost pe site, de 10 zile este și pe laptopurile, iPad-urile fiecăruia, deci a existat timp suficient ca să studiați această hotărâre. A existat timp suficient să vă întâlniți, să discutați. Ceea ce îmi spuneți dumneavoastră acum să o amânăm, înseamnă așa, să tergiversăm. Drept urmare, luați decizia, dar eu vă spun, vă va sancționa electoratul și până la urmă oamenii din Giurgiu. Pentru reducerea taxelor la gunoi au votat consilierii PPDD, însă și aceștia au rețineri pentru că unul din amendamentele propuse de ei nu a fost acceptat. Noi facem tot posibilul ca giurgiuvenul de rând să plătească cât mai puțin și exact atât cât se stabilește, dar nu, să nu plătească de două ori, și către Consiliul Local și către financiarul urban. Dacă proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei de habitat ar fi fost votat, giurgiuvenii de la casă ar fi plătit 8 lei pe lună la gunoi în loc de 13 cât este acum. De asemenea, locuitorii de la bloc ar fi achitat lunar pentru ridicarea gunoiului menajer 6 lei față de 9 cât este în prezent.